Salut și v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Andrei Alba, v-am găsit la un videoclip special de Ultimate Team. Aici dăm review lui Akanji. Bine, el a apărut ieri sau alaltăieri, nu mai știu când a apărut, însă eu azi l-am făcut. Este un card showdown, deci o să-și upgrade plus 2. Este un card care are foarte multe playstyle-uri bune și care are niște stats-uri foarte bune și dacă și upgrade-ul ăla o să fie foarte bun, o să vedeți, o să vorbim imediat despre el. Dar înainte să începem, v-aș ruga să apăsați acolo butonul, like, să strângem cât mai multe like-uri. Multă apreciere la videoclipul ăla cu Barcelona, mulțumesc foarte mult, am văzut o creștere imensă acolo. Desigur, să vă abonați ca să n-ați deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. E bine, cardul ăsta arată foarte, foarte bine în game, dar haideți să vedem mai bine pe Foodbin. Bine, suntem aici la cardul lui pe Foodbin și bine, cred că costă undeva la 340 de mii de coins. Affordable, adică un card foarte ieftin. Are 2180 de like-uri, stats-uri frumoase, pace destul de mare, mai ales că, deci țineți minte mereu că o să-și ia upgrade-ul la plus 2 în caz că câștigă City în meciul ăla contra acela Liverpool. Deci acolo va fi interesant dacă și upgrade. Momentan este un card ok, nu e folosibil, nu e meta, dar dacă și upgrade-ul s-ar putea să rupă din cauza că are foarte, foarte multe playstyle de defensiv. Le are aproape pe toate. Și categoric la acest card trebuie să-i dăm un shadow, adică așa este construit el, înălțimea destul de bună, 1.87, dar este destul de unique body type. Are un body type unique, este destul de bine și ia vedem cu shadow că duce defensive aproape la maxim. Pace-ul mărește, ceea ce contează foarte, foarte mult. Un anchor, ia să vedem aici un anchor. Un anchor ar boosta physical. Pace-ul ăla, da, oricum trebuie mărit foarte mult pace-ul. Și un anchor ar fi bun, dar cred că tot shadow ai merge. E bine, are așa. Are intercept plus, block plus, picnet pass, long ball pass, jokey, anticipate, slide tackle, first touch și aerial. Mă, toate sunt bune, dar nu prea ar veni la mine, e slide tackle, nu prea folosesc slide tackle-ul. 3 cu 4, nu e nimic special aici, însă e interesant că ai link Premier League, City, Switzerland, e cam greu să găsești Elveția, însă poate ce știi, oricum te interesează mare parte Premier League și City. E bine, vom juca câteva meciuri la Weekend League, să vedem acolo ce putem să facem, la final, la când am intrat încă la final, dar să vedem cum se mișcă și cât de bine apar acolo. Dar categoric îi vă dă și un shadow și o să vedem cum se mișcă. E bine, cum am spus, o să dăm aici un shadow care m-a chinuit să-l iau pentru că nu există pe market, frate, nu știu ce se întâmplă, nu mai sunt shadow-uri deloc. De păcate nu pot să o folosesc pe Rolf, mi se pare foarte bun, 107 plus 4, clar. Faceți-o în caz că mai, nu știu dacă mai, cred că încă mai e valabilă SBC-ul, faceți-o 100%, o să rupă, ascultați-mă ce vă zic, deja rupe, da, cu plus 4. Încă o chestie aș vrea să o menționez înainte să începem, dacă încașcă și upgrade Akanji, vezi că eu îl mai am pe McAllister aici upgradat, încașcă și eu cred că putem să-l punem la această chestie de aici, dacă o găsesc eu, la această chestie, deci, pentru că nu zice, uite, zice Showdown Plus. Se zice, adică alea evoluate. Nu zice un overall, nu zice nimic. Deci aș cred că o să putem să punem, însă încă nu știu dacă să-l pun pe McAllister sau pe Akanji. Înțelegeți? Așa că eu aștept să văd dacă se evoluează pe la urmă Akanji, pe aia să-i compar, să văd cam unde mi-ar trebui. Că, na, până la urmă, cine știe, poate ratez o ocazie de a face pe Akanji mai OP sau pe McAllister mai OP. De bine, am jucat, deci am deja 4 winner, mai am 6 meciuri, așa că haide să vedem ce se întâmplă. Ok, echipă cam slăbuță. Weekend League. Ia să-l testăm puțin la dribbling, e destul de rapid, nu iese ceva. Acum mă prosesc cu el. Bine acolo aparat. Ce ai făcut la canja acolo? Aolo. Ce gol mi-a dat aici. Hai să încerc și eu să-l tai acolo, degeaba. Mai bine nu mă băg așa cu el. Bine, wow, ce bară. De ce ei, de ce? Se 1-1 de fapt. Bine acolo Akanji. Bine s-a băgat acolo. De ce ei n-ai voie să faci așa ceva? Wow. Bine acolo. Bine Akanji, bine s-a băgat bine acolo. Da. 2-1. Admira la Akanji că se mișcă chiar bine. Când are mingea la picior, chiar nu se încurcă, se mișcă chiar bine. Și se bagă bine, am observat că se bagă bine, adică nu știu cum să vă zic. Are body type-ul ăla creat încât să nu se ducă aiurea caracterul, înțelegi? Se duce pe minge și se stabilizează. Pasă iarăși sunt foarte bune, dacă așa pierd, v-am zis, o să fie foarte bun. Însă și Konate, l-am cumpărat pe Konate, în speranța că o să fac coins, pentru că chiar cred că o să-și iau încă un upgrade. Și eu zic că o să coste puțin mai mult, peste, iar că am greu de făcut. S-a băgat bine, nu e foul. Are și niște stați de dribbling, ce-i drept. Da. Hai, destul de bine, 3-1, să vedem dacă iese.
Ce bară, bă, de ce mă iei? Trage bară la mine în episodul azi. Frumos, frumos. Am jucătorul ăsta nici mă joacă. E clar, mă las pe să mă joc singur. Ok, însă știi ieșit. Bine, acolo defender să Burnes. Ce fault. Se dacă totuși dacă intră șutul ăsta. Și, na, mai tare trebuie. Bine acolo, bine Akanji. Bine, bine acolo Akanji, pressing mare. Bine Akanji, opt acolo Akanji. Ce bombă. Ce bombă de la tine. Ce bombă. Hai de cap meu, ce shoot bun. Nu știu că e acolo Akanji. Putem noi să-l de la cap. Ce cap bun. Bă, vezi că e bun la corner. E bun, ar putea să fie destul de bun la corner și destul de periculos pentru celulți. Vine acolo Udoghi. Bă, și Udoghi ăsta nu e bun pe shooting. Are 81 sau 83 shooting. Bine acolo, what? Nu înțeleg cum a intrat, dar a intrat. Ok, da. De ce nu iese direct decât să mai se așa? Bine Akanji acolo, stand acolo. Oh, fault. Hai să vedem data asta din Natale. N-ai voie, n-ai voie. Am dat perfect bar colț. Pe colț, fix pe colț. Bine acolo Akanji, mă, bine mă Akanji. Ok, let's go, mă. Bine așa, poți pe verde la că dacă nu era pe verde, nu era gol. Let's go. Let's go, let's go. Ho. 3-1. Îmi cer scuze, da. A jucat murdar. A făcut kick-off leech. A făcut kick-off leech și mi-a dat un gol. Da, și-a ieșit. Bun, let's go, let's go. E bun jucătorul ăsta, chiar e bun. Vine acolo Akanji. Vine acolo Akanji. Bravo, joacă bine Akanji, mă, chiar joacă bine. Interceptul ăla se vede. Vine acolo Akanji. Bine, mă, Akanji, bă, deci m-a salvat Akanji. Akanji, mangiul ăsta a fost pe ele. Nu, penalty, mă, ce am făcut, mă, nu. Nu e roșu, ok, am crezut că e roșu. Hai, să vedem că putem să apărăm penalty, ce să zic. Da. Era logică de partea aia, dar am zis că cine știe. Hai mă, bă. Hai, cum așa cea? M-a salvat fix Akanji. Akanji m-a salvat acolo. Bine, mă, let's go. A intrat, nu pot să cred că a intrat șutul ăsta. Un moment de tăcere acolo. Da, a intrat acolo. Nu pot să cred, 3-3. Wow! Ia cum am dat Sanchez halandare. Bine acolo Akanji, s-a băgat bine acolo la balon. Bine mă, let's go, bine mă. Cum a intrat și golul ăsta, bă da, e greu rău meciul ăsta, dar reușim până la urmă. Da, și cam ăla a fost meciul. Bă, intens meciul, intens. Chiar foarte intens meciul. La limită. Vine acolo Akanji, ia fără mingea lui USB. Da, foarte, foarte bun acolo, foarte bine acolo, tackle. What? De ce ATN are shadow? Ok. Ați-mi voi repede să-mi dau seama și la ATN trebuie să dau engine. Ok, engine finisher, înseamnă cam engine. Engine este cea mai bine, nu? Parcă engine, da, clar. Deci eu n-aveam shadow, aveam shadow, eu asta aveam. Băgă înapoi engine. Dă-mi engine-ul meu înapoi. Bine mă acolo, bravo Martinez. Spre viitoare are meci Atletico Madrid cu Inter Milan. Bine, aștept să văd dacă câștigă Inter Milan ca să-și upgrade Martinez. Oricum deja e bun, dacă își mai așa un upgrade, e clar. Bine acolo. Se bagă bine, chiar se bagă, am remarcat 4 meci sau 5 cred că am jucat. Akanji se bagă foarte bine la umăr. Deși pare el mic așa, se bagă chiar foarte bine la umăr. Akanji,
Bă, are țintă pe cap, se pricepe la cap, dar n-are putere, parcă n-are putere. Nu e vina lui, nu e vina lui Kanji acolo, nu e vina lui Kanji. Hai mă că nu-i nimic, ia uite-vă rebelia ta galben. Haide mă, let's go mă, bine mă, bine mă, Werner. E bine și hai să vedem, da, a ieșit, ok. E bine, am terminat și-o toată meciul, am terminat playoff-ul, cu 9 winners, da, 9 winners și un lose. Am vrut să încerc, m-am străduit acolo să încerc să fac cu 10 winners, asta este, n-am reușit, nicio problemă. Hai să schimb și noi repede pachetele astea, o să ce știe ce, dar sunt 3 double, poate 5 tipică ceva, francez, l-am deschis repede să vedem și, ok, nimic interesant. Rare mega pack, hai să vedem, aici trebuie să pice ceva. Anglia, right winger. Saka, ok, Saka de 86, în spate ceva sau doar el? Ah, nu e, med, ok, 87, sau cât este. Și e doar ea, ok. Măcar e 3 de vol. Hai să schimbi pasă 2, small rare pack. În Spania era ceva, hai să vedem și Asensio, ok, îl punem acolo. Și pe tine și restul la Quixel. Mai departe, ha, trebuie să fie ceva bun pe aici. Ok, da, absolut nimic bun. Ce vrei, pachete slabe oricum. Cu Chilwell. Bine, voi când o să vedeți asta, probabil o să fie și o târziu, dar s-a băgat aici destul de bine Isaac cu Chilwell. Însă, da, nu știu ce să zic. Nu pare niciunul... Adică Chilwell pare interesant, dar nu știu dacă o să câștige Chelsea. E bine, verdictul final pentru Akanji este că merită, clar merită, SBC-ul este foarte ieftin, chiar este foarte ieftin. Oferă, este foarte ieftin pentru ce oferă, oferă niște stats-uri destul de bune, un body type foarte bun, v-am spus și în timpul meciului că el nu se bagă, nu se aruncă chiar așa, este stabil pe minge și atunci când se bagă la minge. Acum depinde și tu joci cu fundașul, înțelegi, adică eu mai mult îl las pe el să facă ce vrea el, înțelegi, adică eu când mă apar, eu vin cu mijlocaș în apărare, înțelegi, adică las AI-ul să se descurce. Clar, clar îi trebuie un shadow, nu ai de ce să discuți. Cea, pentru că are nevoie de staturile astea foarte mari și de boost-uri la pace. Are nevoie de alea pentru că atunci când pleacă un jucător, un jucător atacant din echipa adversă, vrei să-l prinzi, așa că ai nevoie de pace și de sprint speed, acceleration, ai nevoie neapărat. Ar fi fost și interesant și un anchor pentru a-i mări acolo physical-ul, însă acum depinde, ți-am spus, depinde de cum joci tu. Pare un card foarte bun, însă da, are nevoie de acele două puncte de plus, zic așa, trebuie să se mărească la 91, să câștige City mâine, cred că e, când filmez eu acest episod. E bine, dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul să strângem cât mai multe like-uri, să vă arată cască la sârșul așa și să activați clopoțelul și să îmi spuneți dacă mai vreți episoade genul poate 5 știe vă plac și facem mai multe 5 știe, pătă și cu tactici. Eu am fost Unreal White, vă bot, pa, pa!